întrebare cu privire la desemnarea candidaților pentru funcție de membre de birourile electorale pentru cei 4 secții de votare pe teritoriul satului Costieni. Raportor, poartă Vasile Primar. Poartă eu. Nu e raportor, că aici nu spune raportor. Da, aici se propune. Așa se văd că așa e. Ei, da. Înseamnă că ce propunere aveți cu privire la întrebarea ta? Da, eu am un proiect. Dar poftim, doamna Natalia. Stimați colegi, eu am un proiect aici pe care o să redactăm și o să o dăm secretariatului. Deci se propune în componența birourilor electorale următoarele candidaturi. Biroul numărul 13, din partea Consiliului, Naș Tudor, profesor de maimăriesă la CEOLIM, Igor Maria, studentă la Universitatea Agrară, Antele Fanele Aristot, Bobuche Caterina, profesoară de matematică la gimnaziu Costești, în rezervă, Costola Ioana, profesoară la liceul Ioan Chicolim, Mereatria Andrei, antreprenor, din Volana, studentă la Colegiul de Comerț. Biroul electoral, secție votare numărul 14. Sava Vera, învățătoare la liceul Ioan Chicolim, primistru Serge, profesor de informatică la liceul Ioan Chicolim, Bivoterin, student la SIEM. Rezervă, Morar Valentina Contabil, Spanache Eugenie Ricătoare, grința numărul 1 și Abadi Duba, contabil la Botna. Biroul electoral, secție votare numărul 15, Negru Nicanor, contabil șef într-o firmă, Pavalache Svetlana, director grința numărul 2, Catruc Cristina, contabil, centru de sănătate publică, NLV. Rezervă, Sule Iurie, Mireacă Ion și Vitor Vadim. Biroul electoral a secției votare numărul 16, Poiana, Rusu Domnica, educatoare, director la grădința numărul 4, Bortă Dorica, educatoare la grădința numărul 4, Bortă Vera, perceptor fiscal, primăria Costieni. Lista persoanelor incluse în comisia electorală. De ce vă rog votați? Eu am scos, doamnă. Împotrivă? Abțineri? Unanim.